Se vede că ploaia deja a trecut, iar interpreta care ne-a bucurat la început, Magic Girl, este scutul ăsta protector, cred că, care a făcut ca ploaia să nu ne mai ude, Elena. Da, desigur. Aici nu ne mai trebuie să stăm la dos. Tatiana? Emisiunea dumneavoastră. E tot o emisiune și aia care vreau să spui, sunt colegi de-ai noștri, dar să știi că tu ai venit la noi. La păi cine să fie la... bună dimineața. Din start am crezut că vii cu strop de ploaie, dar iată că nu am avut parte. Spune-ne, te rog, despre activitatea ta mai mult. Ce piese plănuiești să-ți faci pentru această vară? Ne pregătești ceva frumos? Eu întotdeauna vin cu piese noi și încerc să aduc ceva nou de fiecare dată. De data asta vreau să fac câteva piese în Republica Moldova și peste hotarele țării. Așa. Pentru că compozitorul meu, Viorel Țigănaș, acum este plecat și încerc să-mi găsesc persoana mea. Atâta timp cât lipsește, dar dacă se întoarce? Continuăm colaborarea. Și cu și cu. Am înțeles. De fapt, noi ne-am înțeles că dacă o să îi vie o idee bună, o să fie a mea. Am înțeles. Pe lângă Viorel Țigănaș, cu cine mai colaborezi așa? De fapt, am colaborat cu Flavi DJ. Așa. Și acum vrem să facem o piesă cu Ivana Kuluv. Și sunt multe nume, nu vreau să le spun acum pe toate. E măcar două, trei așa, te rog, pentru noi, pentru că abia ne-a lansat, că ai venit la noi și s-a oprit ploaia până la urmă. Păi este și Max Chisaru, o idee de colaborare și... Sper că se uită, sper că se uită. Îi transmitem salutări în România acolo, la București. Urmează desigur și videoclipuri la aceste piese, sigur, dar spune-ne unde le vei filma. De fiecare dată vreau să aduc videoclipuri frumoase împreună cu piesele mele. Ultimul videoclip magical l-am filmat în Crimea și unde va fi următorul sper că va fi peste hotarele țării, pentru că vreau să aduc imagini care să fie ceva nou pentru Moldova. De fapt, și Republica Moldova este foarte frumoasă. Asta am vrut să spunem. Da? Așa, primuri picuri de ploaie se pare că încep să ne... Dar asta ude. Nu ne sperie. Asta nu ne sperie absolut deloc, mai ales că avem așa interpreți. Este romantic. Este foarte romantic să cânți prin ploaie, mai ales. Bine, afară plouă, dar noi vrem să te întrebăm unde te odihnești în această vară. Cât o să muncesc, cât mai mult o să muncesc, o să mă odihnesc și mai frumos. Asta este odihna. Deci să fie o vară plină de lucru și sper eu în toamnă am o odihnă pe măsură. Bine. Planuri pe viitor ne-ai spus, toate ne-ai spus. La capitolul dragoste, cum stai? Cum să-ți spun? De fapt, eu iubesc viața. Tu iubești viața și creația. Și viața așteptam pe tine. Da. Dar, te rog să urmeze un dar. Nu mi-am întâlnit perechea mea. Trebuie să fie de pe scenă vreun coleg de-al tău sau să fie așa un străin așa. În domeniul jurnalistic. Trebuie să fie... Eu te rog frumos. Să nu facem aluzie. Așa. Trebuie să fie o persoană cu inimă mare, care să mă înțeleagă, să mă iubească și să mă prețuiască. Eu ți-aș spune că la noi la emisiuni vin foarte multă lume cu inima mare. Eu te-aș sătui să stai cu ochii pe Moldova 1 și să urmărești fiecare ediție, că poate cine știe. Da. Ce piesă vrei să ne cânti acum? De fapt, trebuie el să mă găsească, eu nu caut pe nimeni. Așa. Și piesa, așa ca de trandafir de crizanteme, pentru că mi-e împac foarte mult florile. Tatiana Spânu și trandafir de crizanteme. Hai să fie aici, la cine vine la noi. În loc de picături de ploaie.
De crizanteme, de trandafiri, de crizanteme.